Consilierii locali din Deva s-au întrunit în această săptămână într-o ședință extraordinară care s-a desfășurat în sistem online. Aleșilor locali li s-au supus aprobării 11 proiecte de hotărâre, două dintre acestea, respectiv construirea unei creșe și a unui bazin de not, făcând parte din conceptul Deva Nouă, pe care actuala conducere a primăriei din reședința de județ și-a propus să-l implementeze. Cele două proiecte au fost aprobate, iar investițiile vor începe în 2022, alăturându-se astfel și grădiniței care este deja în construcție și va intra în rețeaua unităților de învățământ la începutul anului școlar viitor. În zona Zăvoia municipiului Deva, cunoscută și sub numele de Deva Nouă, vor fi realizate două investiții de către Compania Națională de Investiții, și anume o creșă și un bazin de înot didactic, care va fi folosit și cu scop de agrement. În ultima ședință a Consiliului Local, consilierii locale ai municipiului Deva au aprobat predarea amplasamentului către Compania Națională de Investiții. Lucrările sunt preconizate a fi începute în anul 2022, anul următor. Tot în acea zonă, în schimb și o veste bună, este deja fundația pentru grădinița care va fi construită acolo, un alt proiect al Primăriei Municipiului Deva pe fonduri europene prin Ministerul Educației. Acolo lucrările au început și avem deja fundația pentru grădinița nouă care va intra în rețeaua infrastructurii unităților de învățământ începând cu anul școlar următor. Toate cele 11 proiecte supuse votului consilierilor locali din Deva în recenta ședință extraordinară au fost aprobate.